Potrivit reprezentantului guvernului în teritoriu, familiile de albine au fost afectate în proporție de 90%, valoarea financiară a pierderilor fiind aproximativ 5.180.000 de lei. La nivelul județului Vâlcea, apicultorii s-au confruntat în anul 2016 cu o situație foarte grea, determinată de fenomenele hidrometeorologice înregistrate în primele 6 luni, în special pe nordul Oltenia, acolo unde este o zonă foarte mult cu densitate mare, să spun așa, de familii de albine și foarte mulți crescători în asociații. Dimensiunile problemei se ridică la un procent de 90% din familiile de albine au fost afectate, în special pe zonă, afectate în ce sens? Depopulare, neexistând crana specifică lor. Pierderile sau le-am împreună cu asociațiile de crescători de albine, le-am estimat undeva la 5.500.000 de lei. Împreună cu toate asociațiile înregistrate în județ, am reușit să întocmim un deviz pe care l-am trimis împreună cu un memoriu justificativ către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, chiar la nivel de secretar de stat. În acest fel sperăm că, printr-o hotărâre de guvern, această sumă să poată ajunge către crescătorii de albine din județ, pentru a-și recupera paguble din acest an. Din cauza fenomenelor hidrometeorologice care au dus la lipsa totală a secreției de nectar și la sistarea pontei la matcă, apicultorii au fost nevoiți să opteze pentru hrăniri abundente cu siropuri artificiale.